Astăzi, în Biserica Ortodoxă Română s-a făcut pomenirea Sfinților Cuvioși Mărturisitori, Visarion și Sofronie, a Sfântului Mucenic Oprea și a Sfinților Preoți Mărturisitori, Ioan din Gale și Moise Măcinic, din Sibiel. Pomenirea Sfinților Ardeleni reprezintă pentru credincioșii din localitatea sibiană Săliște, locul natal al Sfântului Mucenic Oprea, o sărbătoare deosebită. În alpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a fost prezent în mijlocul comunității parohiale și a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Înălțarea Domnului și Sfântul Mucenic Oprea din Săliște. Biserica a fost plină de credincioși îmbrăcați în hainele populare pentru a cinsti pe acești sfinți apărători ai Ortodoxiei. Le-am transmis credincioșilor noștri întâi de toate rolul pe care l-au sfinții în viața noastră și mai ales acești sfinți care și-au dat viața pentru ca dreapta credință să dăinuie pe aceste plaiuri binecuvântate de Dumnezeu. Am făcut de asemenea o pomenire specială, un parastas, pentru soția Sfântului Martir, Oprea Nicolae, soția sa Stana, care l-a așteptat 32 de ani și după perioada aceasta îndelungată de așteptare și de suferință, a trimis împăratului de la Viena o cerere de grațiere, de eliberare a lui. Și a primit vestea că nu mai există în închisoarea de la Kufstein acest sfânt mărturisitor. De fapt, el se mutase în cer. În fiecare an, în ziua de 21 octombrie, Săliștea este în sărbătoare, pentru că noi sărbătorim cei din Săliște și din mărginimea Sibiului pe Sfinții Mărturisitori pentru dreapta credință, pe ocrotitorii noștri. Suntem fericiți că din rândul credincioșilor noștri s-au ridicat acești apărători ai dreptei credințe și în vremurile grele din secolul al XVIII-lea, când credincioșii ortodoxi erau forțați să meargă la unirea cu Roma, acești sfinți au propovăduit dreapta credință, i-au îndemnat pe credincioși să nu se lepede de credința noastră ortodoxă și să rămână în credința moșilor și strămoșilor în care s-au născut și au crescut. La final, urmând tradiția, clericii și credincioșii au mers în procesiune în jurul bisericii. În alpreasfințitul Părinte Laurențiu a sfințit icoana în mozaic recent realizată pe frontispiciul locașului de cult.